sunt o mulțime de mucegaiuri și tot în zona noastră de câțiva ani predomină afară, nu înăuntru, un spor de fum numit alternaria, care iarăși duce la astm. Deci ceea ce se întâmplă afară, în aer, este foarte, foarte important de cunoscut pentru că ne afectează viața. Și dacă ne gândim, iarăși așa, domn profesor, omul se naște cu primul țipăt și când moare se spune că își dă ultima suflare. Adică respirăm toată viața noastră, cel puțin de 16 ori pe minut, și atunci cred că ar merita să cunoaștem ce calitate aerului respirăm. Și în ideea aceasta am lansat un proiect care sper că anul acesta că va demara, de dezvoltarea unui sistem de monitorizare a tuturor alergenelor din aer și avertizarea populației, pentru că oamenii trebuie să știe ce este în aer, pentru că întotdeauna, din momentul în care ceva crește, un alergen crește în aer, până când omul devine simptomatic, este o perioadă de 2 săptămâni. Și dacă omul știe și va fi anunțat atât pe site-uri cât și pe telefon, va putea să-și înceapă tratamentul sau va putea să își facă niște măsuri de protecție, astfel încât să nu devină simptomatic.